Salutări tuturor! Bine ne regăsim, oameni dragi, frumoși și magici! Astă seara am simțit nevoia de a mă reconecta cu voi uh, pentru a vă arăta o nouă tehnică, un nou ritual magic și anume vă voi explica pas cu pas cum să determinăm universul să ne îndeplinească dorințele inimii noastre mult mai rapid. Și o să vă explic pas cu pas cum se va proceda. Este un ritual foarte simplu de făcut. În primul rând, pentru a avea putere de manifestare ca ritualul să funcționeze, este necesar ca noi să credem cu adevărat în puterea magiei. Fiecare dintre noi este necesar să conștientizăm. Că suntem co-creatori, suntem magicieni divini, toate aceste puteri sunt în interiorul nostru, într-o stare latentă. Și dacă conștientizăm aceste forțe interioare ale noastre. Putem cu adevărat să ne schimbăm viața noastră destinul nostru. Doar dacă conștientizăm. Și eu, pe acest canal de YouTube, asta fac încerc să trezesc mult mai multe persoane. Și să începem acest ritual este necesar ca cererea dumneavoastră, dorința voastră să fie personală, da? să nu cereți în numele altor persoane pentru a nu interfera cu liberul lor arbitru. Așa este corect pentru dumneavoastră, dar și pentru legile Universului. Este necesar să fim corecți, să respectăm. Da? Cu acest ritual este ca și cum dăm un telefon Universului, ne facem auziți, și cerem cu fermitate ceea ce ne dorim noi ca universul să ne livreze în planul fizic dorința inimii noastre, ceea ce ne dorim noi mult mai rapid. Cumva influențăm, manipulăm puțin energiile în favoarea noastră dacă avem uh, cunoaștere. Și aveți nevoie de o lumânare verde pentru acest ritual, da? doar culoarea verde, da? Nu mă întrebați, pot folosi lumânare albă de tip stilă, folosiți o lumânare verde să fie mai lungă așa, da? Pentru că este necesar să trimitem lumină, da? Doar așa ne putem face auziți, o lumânare verde. Mai aveți nevoie de o frunză de dafin, vă scrieți numele vostru, eu vă arăt doar ca și exemplu, da? vă scrieți numele vostru, cum vă chemați voi, o altă foaie vă scrieți dorința inimii voastre, ceea ce cereți voi Universului, mai aveți nevoie de scorțișoară, pulbere, de un pahar cu apă sau aghiazmă, este bine să folosiți, un bețișor parfumat, să vă deschidă ceacrele sau Tămâie smirnă ceea ce aveți dumneavoastră este important să aprindeți bețișorul sau tămâia înainte pentru că așa vă curăță spațiu și dintr-un spațiu curat voi puteți să manifestați să vă deschideți către univers deveniți mai inspirați mai creativi din toate punctele de vedere facilitați această conexiune să fie mult mai ușoară. da. Cumva ne deschidem ca și un canal spre univers de comunicare și ni se deschid și canalele noastre telepatice, inspirând acest miros de la bețișoare parfumate sau de la tămâie. Cel puțin asta mi se întâmplă mie, dacă aprind un bețișor parfumat, primesc foarte multă inspirație și cumva mă deschid către lumile spirituale mult mai mult. Acest ritual se va face oricând, în orice zi, în perioada cu luna în creștere, de la luna nouă până la lună plină. Da? Nu contează ziua, nu contează ora, faceți în acest interval de timp când vă simțiți voi în stare, vă simțiți puternici, simțiți această atracție să comunicați cu universul. Și ce vom face noi? Am aprins bețișorul parfumat, ne-am creat acest altar, am pus apa noastră, ne-am scris numele nostru, ne-am scris dorința. Uh, da? Acum vom pune puțină scorțișoară. Nu multă, doar puțină. Și vom împături foaia noastră. Așa cum putem noi. Este important să fim foarte fermi, să știm ceea ce ne dorim. Da, am împăturit-o și punem uh, lumânarea noastră deasupra, deasupra dorinței noastre. Trimitem lumină, da? Lumânarea este bine în prealabil să fie curățată cu uleiuri esențiale, da? Dacă nu aveți puțină scorțișoară și ulei de măsline și ridicați în sus așa pentru a fi impregnată cu energia voastră, așa este mai bine pentru a avea putere de manifestare. Aprindeți lumânarea voastră și o lipiți, da? Puteți să faceți pe o farfurie pe ce aveți dumneavoastră. Și acum, dacă vreți, vă activați palmele vă faceți cruce de trei ori în palme, da? Trei cruci și bateți de trei ori din palme și stați așa cu mâinile și puteți să închideți ochii și contemplați la dorința dumneavoastră. Comunicați mental, telepatic, cu universul, cereți tot ce aveți nevoie, da? Vă luați timpul dumneavoastră necesar, atât cât simțiți voi, stați așa ca într-o meditație. Inspirați, expirați, vă liniștiți, faceți totul în ritmul vostru. Eu doar fac aici, demonstrativ, ca și un exemplu. După ce ați terminat meditația voastră, cererea voastră, conexiunea cu Universul, cu Tatăl Ceresc, mulțumiți cu infinită recunoștință că ați fost ascultați și lăsați lumânarea să se ardă în totalitate, da? ea se va consuma, când s-a consumat lumânarea vom lua acest bilețel cu dorința noastră și îl vom pune undeva în dormitorul nostru, fie sub pernă, fie sub saltea, fie într-un dulapior. este important să fie în spațiul în care dormim noi, da? Și păstrăm acest bilețel 30 de zile, Apa după ce s-a terminat lumânarea, o vom arunca undeva la o floare sau la un copac. Este important să ajungă din nou în natură. Și după cele 30 de zile, este necesar ca acest bilet cu frunza de dafin să fie ars, chiar dacă în această perioadă în acest interval de 30 de zile dorința dumneavoastră se îndeplinește, este posibil ca ea să apară în realitatea dumneavoastră, să se materializeze, țineți acest bilet 30 de zile, după 30 de zile eliberați, dați foc, da? ce nu și-o veți arunca undeva în natură, da? să se reîntoarcă din nou în mama pământ să se recicleze este un ritual foarte simplu, cum v-am spus este necesar să credem cu adevărat în puterea magiei, fiecare dintre noi avem acest potențial la nivel interior și dacă crezi cu adevărat în puterile tale, vei vedea că ai mai multă, mai multă putere de atracție de magnetism, lucrurile în destinul tău se vor desfășura cu mai multă ușurință, doar ai încredere în tine. Și despre asta a fost vorba, dragilor, în acest ritual, în cazul în care nu înțelegeți ceva, eu vă voi explica în comentarii. Dacă vă plac aceste materiale, vă rog să le spuneți și prietenilor dumneavoastră, distribuiți pe paginile, de Facebook, acolo unde simțiți voi, ca să fim o comunitate cât mai mare. Eu în zilele următoare vă voi arăta, explica și alte ritualuri magice. Împreună evoluăm, creștem frumos, împreună ne cocreăm destine cât mai armonioase. Este timpul să trăim cât se poate de conștient. Eu vă iubesc, dragilor, vă mulțumesc că m-ați urmărit, toate cele bune pe curând, namaste!